Astăzi și mâine, voleibalistele din cadrul Clubului Sportiv Municipal Sighetu Marmației joacă contra echipei CS Probolei Arad meciuri din play-off-ul Diviziei A2 Vest. Competițiile sportive au loc ca de obicei în sala de sport a Liceului Forestier, în organizarea CSM Sighet. Astăzi meciul a început la ora 18, iar mâine echipele se vor duela începând cu ora 13:30. Sighetencele sunt favorite și au șanse mari. Echipa câștigătoare din această rundă se va califica direct în turneul semifinal. Thank you.